Occident, în oricare dintre țările europene în care, unde a apărut această carte, veți vedea exact același format. Dacă o veți deschide, prima parte, care este facsimilată, va arăta exact la fel. Ultima parte, care conține traducerea, arată diferit, pentru că este traducerea în limba respectivă. Dar faptul este că oriunde v-ați duce în Europa, veți găsi această apariție familiară, nu pe rafturile, pentru că nu-mi imaginez un raft care să conțină această carte, ci culcată frumos pe un, o largă noastră. Domnule profesor, spuneți-ne împrejurările, peripețiile și, nu mai puțin, cum de v-ați încumetat să o scoateți. Vă rog. Mulțumesc. Cartea roșie, care arată totuși cu totul deosebit, după cum cred că ați văzut, dacă n-ați văzut, puteți să vedeți acum, este deosebită nu numai din punct de vedere al acestei aparențe materiale, dar este deosebită și ca elaborare și ca publicare. Vreau să vorbesc, în primul rând, în calitate de editor și las pe mai târziu invitația pe care mi-a adresat-o doamna Minulescu să facem o dezbatere între un freudian și un jungian. Deci am să mă rezum în special la această postură de editor. Ca editor, împreună cu domnul Dragomir, am luat decizia eroică să publicăm această carte. Domnul Dragomir a fost factorul decisiv, el a avut un curaj mai mare, eu am fost mai ezitant. Poate zice și el câte ceva despre această decizie, despre intuiția pe care a avut-o. Până atunci, vreau să vorbesc despre elaborarea acestei cărți, care a început în 1913, în circunstanțe oarecum speciale pentru Jung. Jung are vârsta de 38 de ani în acest moment și se desparte de doi dintre maestrii săi, dintre părinții săi spirituali, se desparte de Bleuler, directorul spitalului de la Burghölzli, și se desparte de asemenea de Freud, maestrul pe linia psihanaliză. Nu știu dacă această carte și elaborările din carte au legătură neapărat cu aceste separări, este o coincidență temporală, s-ar putea să fie și o legătură mai profundă, care poate fi presupusă, dar nu afirmată categoric. Deci elaborarea durează între 1913-1930 și de fapt nu este vorba de o carte în sensul academic, obișnuit al termenului, ci este vorba despre un jurnal în care Jung notează fantasmele, viziunile, visele și alte fenomene de acest tip, oarecum la marginea între normal și patologic. Jung însuși afirmă că ceea ce el a notat seamănă cu fenomenele psihice produse de mescalină. După această primă elaborare, Jung lasă cartea să aștepte într-un sertar al casei sale din Küsnacht, de lângă Zürich. Un singur moment mai este important. În 1959, Jung încearcă să încheie lucrarea, dar dintr-un motiv care rămâne necunoscut, cel puțin biografii așa o consideră, nu reușește. Și cartea se întrerupe în mijlocul unei propoziții. În 1961, când Jung moare, în testamentul său nu există instrucțiuni precise despre publicarea acestei cărți. Mai curând era o chestiune de familie care nu trebuia neapărat să fie publicată.
mai curând era vorba de a o păstra pentru totdeauna în afara publicării. Jung a mai consultat câteva persoane apropiate în legătură cu publicarea și se pare că rezultatul a fost negativ. Motivul ezitării a fost stranietatea conținuturilor acestei cărți, pe care Jung a numit-o cu altă ocazie confruntarea cu inconștientul. Între 1961 și 1984, Franz, fiul lui Jung, lasă cartea în locul care fusese menit de Jung. Prin urmare, cartea rămâne în continuare în posesia familiei Jung, fără ca publicarea să poată fi decisă. Între 1984 și 2007, Cartea Roșie este transferată în seful unei bănci elvețiene. Iată un lucru oarecum surprinzător, dar semnificativ pentru o operă culturală. Are destinul aurului, nu? Este aur și este păstrată ca atare în seful unei bănci. În 1989, Franz Jung, același fiu al lui Jung, refuză categoric accesul analistului jungian Stephen Martin la Cartea Roșie și exclude posibilitatea publicării. Familia, deci, prin reprezentantul ei masculin cel mai important, în acel moment, nu se gândește încă la publicare. În 1997, actualul editor al cărții, Son Chandasani, propune din nou familiei să publice Cartea Roșie, ceea ce s-a dovedit de data aceasta o inițiativă de succes. Mai ales din două motive. Mai ales că această inițiativă venea după moartea lui Franz Jung, iar pe de altă parte s-a constatat că există copii parțiale ale acestei cărți care circulau. Prin urmare, dacă detractorii lui Jung ar fi dorit să folosească Cartea Roșie împotriva lui Jung, ar fi avut material să o facă. Prin urmare, în anul 2000, în sfârșit, editorul actual primește acordul familiei Jung pentru publicare. În 2003 este creată Fundația Filemon pentru a susține efortul lui Son Chandasani. Iar în 2009 apare ediția în limba engleză și în limba germană, iar în 2011 apare ediția în limba română pe care dumneavoastră o vedeți aici. Cartea aceasta, declară Jung, este materialul din care el și-a extras substanța întregii sale opere, așa încât, dacă vrem să vedem laboratorul în care s-a născut teoria arhetipurilor, trebuie să citim Cartea Roșie. Dar poate că avem nevoie și de elaborările ulterioare ale acestui material pentru a înțelege Cartea Roșie. Eu deocamdată am spus.